spuneam în deschidere că este un eveniment educațional. Iar când vorbim despre educație, vorbim despre cel mai recent proiect al muzeului, proiectul Erasmus Plus, instrument interactiv de predare și învățare a problematicii Holocaustului. Acest proiect a fost câștigat în anul 2016 în cadrul unui program finanțat de Comisia Europeană, având 7 parteneri din 6 țări europene. Proiectul se află în coordonarea Proiectul s-a aflat sub coordonarea Comisiei Suedeze de luptă împotriva antisemitismului, iar prin acest proiect ne-am dorit să realizăm acest instrument sub forma unei platforme digitale care să ofere posibilitatea profesorilor să poată preda subiectul Holocaustului în timpul clasei, iar pentru elevi să faciliteze accesul mai ușor spre informația referitoare la problematica Holocaustului. Anul trecut, în 2019, am reușit să finalizăm acest proiect, iar astăzi platforma este una completă. La bază au stat mărturii ale supraviețuitorilor din toate țările partenere. Și aici vorbim despre Suedia, România, Ungaria, Lituania, Austria, Ungaria și Polonia. Din România, supraviețuitorul intervievat de către noi a fost domnul Vasile Nussbaum. Iar pe baza interviurilor realizate cu domnul Vasile Nussbaum, am creat exercițiile pentru profesori care să le poată utiliza nu doar în clasă, ci și acasă. Iar când spun asta, vorbesc despre acest instrument interactiv. Florin, dacă poți să dai click. Nu, click pe link. Și aici am ales o mărturie a domnului Vasile Nussbaum referitoare la eliberarea din lagărele de exterminare naziste. Puțin mai jos. Pentru că astăzi se împlinesc 75 de ani de la eliberarea din lagărele de exterminare naziste, o să proiectăm videoclipul care se află puțin mai jos. Și să-l ascultăm pentru preț de câteva minute pe domnul Vasile Nussbaum în interviu. Ceea ce însemna că s-a auzit bumuritor deja la sfârșit de martie, de la o distanță oarecare, și de 1 aprilie s-a nimerit în așa, pe exact 1 aprilie 1945, că noaptea este să știau, au intrat în dormitoare, a lăsat orice, toată lumea în picare, eu mă vădă și urle. Eram așa de stupefiați și de mâhniți, și îngrijorat. Ce? Acum fac niște bancuri, că n-am dormit atât. Pe noapte de 1 aprilie. Dar până la urmă, când mi s-a dat fiecare câte o pâine, atunci ne-am dat seama că e vorba, asemenea bancuri nu se fac, că mergem mai departe. Deci începe așa zise marșa morții, care 110 km cam de la locul unde acel Niederorsche, acea localitate unde am fost, înspre Bucovina, înspre lagărul Mamă. Și am mers zile și câteva zile, până la urmă, eu nici astăzi nu știu exact, că nu au fost nici telefoane mobile și nimic, circula informațiile, știa foarte bine ce se întâmplă în lagăr, probabil că ar fi la SS. Dar ceea ce spun eu acum, mai are un tâlc și un înțeles mai profund prin faptul că e vorba de câteva săptămâni înainte de terminarea războiului. Deci, și SS-iștii și comandanților nu chiar așa s-au comportat ca și cu 2 ani în urmă, înainte. Deci. Și aflase că ce se întâmplă de acolo, că ceea ce se știe astăzi, și am aflat și noi acolo,
mă refer la Gâmbuvar, când cu buldozere au venit cu mulți, acești 27.000 de oameni au fost, cam 10 zile înainte de eliberare, au fost omorâți. El a aflat de acest lucru și a vrut să ne stopeze să nu intrăm în lagăr. Până la urmă am ajuns aproximativ la 7, nu, cam 12 km de lagăr. Și am plecat acolo, nu mergem mai departe. Ceea ce îmi spun acum, evident, nu atunci, ulterior am aflat că ce s-a întâmplat. A vorbit cu comandantul SS a convoiului, merge acolo și spune că noi nu putem merge. Nu se poate, stăm aici. Nu pot să fac, fiindcă chiar dacă eu vreau, că s-a înțeles cu el, că și el era german de altfel. Dar soldații SS și mă omoare pe mine. Și eu nu pot să o... Ce să iau un fizeresul de altfel? Și atunci a inventat ceva. A luat pe o serie de medici și au găsit un fel de o boală atât de contagioasă încât și merge și spui că e boala asta, infectăm tot lagărul dacă intrăm acolo. Și a reușit 3 zile și a reținut acolo, sau 4 zile, motivul să nu intrăm în lagăr. În așa măsură încât exact în seara zilei de 10 aprilie 1945 am intrat, 11 a fost eliberat. Mulțumit acest Hermann Otto. Este doar un scurt exemplu din interviul realizat cu domnul Nussbaum pe parcursul anilor trecuți, iar acum o invit alături de mine pe Florica Pavel, profesor la Centrul pentru Educație Inclusivă, care este și unul dintre profesorii care ne-au sprijinit în a vedea cum funcționează această platformă și cum poate fi ea prezentată cadrelor didactice și tinerilor elevi. Bună seara tuturor! Este o onoare pentru mine să am această ocazie să prezint platforma educațională interactivă, platformă la care au muncit specialiști din 7 țări și de această cale doresc să-l felicit pe Daniel Stejeran, care este specialist în această echipă de elaborare a platformei. Felicitări pentru munca depusă și pentru minunatul rezultat! Participăm astăzi la un eveniment deosebit, organizat cu ocazia marcării celor 75 de ani de la eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau, eveniment cu ocazia căruia suntem datori să nu lăsăm să treacă aceste evenimente neobservate, să nu lăsăm aceste evenimente să fie date uitării. Și aici aș dori să mă adresez în special cadrelor didactice, elevilor și nu numai, tuturor. Este de datoria noastră să facem ceea ce stă în puterea noastră pentru ca acele evenimente să nu fie date uitării. Am avut ocazia să particip la conferința internațională de la Varșovia, din Polonia, alături de un grup de colegi, cadre didactice, din Șimleul Silvaniei și din Zalău, sub coordonarea lui Daniel Stejeran, conferință la care a fost lansată platforma educațională despre care vorbim, unde am avut ocazia să vedem câte lucruri minunate se pot face dacă oameni minunați, oameni dedicați muncilor, pun mână de la mână și contribuie pentru acest lucru. Este vorba despre o platformă complexă care îndeplinește toate criteriile pentru ceea ce noi, cadrele didactice, numim un instrument de predare modern. Instrumentul poate fi integrat cu ușurință în mai multe discipline, cum ar fi artele, educația civică, limbile străine, istorie, religie, dar mai presus de acestea, ar putea fi integrat în școli ca și o disciplină opțională. Predarea Holocaustului în școli ca o disciplină opțională. Și părerea mea este că ar fi un gest de mare și de real respect față de
cei care au pierit la Holocaust și față de supraviețuitorii de la Holocaust, ca să punem mână de la mână și această platformă să fie introdusă în școli și dusă în atenția elevilor. Am făcut o analiză împreună cu Daniel la nivelul comunității locale și am constatat că tinerii, tot mai mulți tineri, sunt interesați să cunoască lucruri despre Holocaust. Dovadă stau mărturiale tinerilor care își doresc să se implice în activități în ceea ce privește subiectul Holocaustului. Dovadă stau numeroasele participări ale tinerilor la acțiunile pe care muzeul le întreprinde în acest sens. Și atunci, dacă tinerii își doresc, dacă echipa de specialiști a realizat această platformă și ne pune nouă cadrelor didactice la dispoziție, nu ne rămâne decât să facem acest gest, să valorizăm acest instrument, să-l ducem în atenția elevilor și să-l prezentăm la adevărata lui valoare. Acum, aș dori să vă prezint platforma. În primul rând, avem nevoie de conexiune la internet pentru a putea accesa această platformă. Vom introduce www.eternalecoes.org pentru a ajunge la prima pagină a proiectului. Și elevii să acceseze platforma și dacă sunt nelămuriri sau putem să le răspundem, putem să facem acest lucru, atât în scris, putem fi contactați prin intermediul acestei platforme interactive. Este momentul să prezint un punct important al întâlnirii noastre, pentru că este, nu-i așa, un ceas aniversar, dar și un moment de comemorare a victimelor Holocaustului. Îi invit alături de mine pe membrii formației Klezmer Mazel Tov din Cluj-Napoca, o formație dragă nouă, înființată sub auspiciile comunității evreilor din Cluj-Napoca, și dați-mi voie să-i prezint pe domnul Vasile Socea, dirijor și vioară. Sulamita Socea, voce și tamburină. Daniel Simon, clarinet. Radu Merdan, saxofon. Dorel Rohian, acordeon. Cristian Voia, contrabas. Și Antonella Filin, percuție. Audiție plăcută. Organizatorilor pentru invitația de a participa la acest eveniment, invitație care ne onorează, și voi începe prin a vă spune, cu prilejul acestei aniversări, de fapt și obosit sau m-am emoționat, 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz-Birkenau, că formația Klezmer Mazel Tov a comunității evreilor din Cluj, dirijată de profesorul Vasile Socea, a realizat un CD intitulat Să păstrăm memoria vie. Pe acest CD am înregistrat muzica Holocaustului, mai precis câteva cântece pe care cei acuzați de vina de a se fi născut evrei le-au dus cu ei în detenție, fredonându-le acolo pentru a-și aminti de zilele senine pe care le-au lăsat în urmă, sau povestind amarul acelui prezent întunecat. O bună parte din cântecele înregistrate s-au născut chiar acolo, în ghetourile acelea, care reprezentau anticamera cumplitelor lagăre ale morții. Dar, pe CD, am inclus și cântece care uglindesc credința și speranța că toate aceste grozării vor lua sfârșit și merită luptat pentru aceasta. Omagiul pe care îl aducem memoriei victimelor Holocaustului este în același timp un îndemn și o chemare
să nu dăm uitării atrocitățile petrecute în timpul acelei pagini întunecate a istoriei omenirii și să nu permitem să se mai petreacă așa ceva nicăieri, niciodată. Programul pe care vi-l prezentăm în seara asta, alte cântece decât cele înregistrate, s-a conturat tot în jurul evenimentului pe care, practic, îl se desfășoară aici. Așa cum am spus, astăzi vom prezenta câteva cântece care vor evoca într-un anumit fel vremurile sumbre din perioada Holocaustului, dar cum sublinia că nici credința, nici speranța nu i-a părăsit pe cei prigoniți și supraviețuitorii sunt martorii faptului că evreii n-au pierit și viața merge înainte. Să nu uităm că pe lângă lacrima pe care o picurăm în memoria celor care au pierit astăzi, aici, este și o aniversare frumoasă a celor 15 ani de activitate educațională a muzeului, activitate care are drept scop de a sădi în conștiința tinerilor dorința de a face totul pentru ca atrocitățile acelei negre perioade să nu se respecte, să nu se repete. Și această aniversare constituie un motiv de bucurie. În consecință, programul se va sfârși sub semnul acelei bucurii. Prin urmare, vom începe evocând lumina caldă a lumânărilor aprinse de mame la întâmpinarea Sfintei Zile a Șabatului, lumină care a rămas ca stelele în noapte, călăuză pentru orice evreu, oriunde s-ar afla. Cântecul va fi urmat de piesa instrumentală pe care o va interpreta formația Hora Lumânărilor.